Forțele aeriene române au organizat campania de promovare a carierei militare în municipiul Călăraș, la sediul Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu. În cadrul evenimentului, elevii de liceu au aflat detalii privind oferta educațională a învățământului militar de aviație și aspecte legate de cariera piloților și a militarilor forțelor aeriene, oferite de reprezentanți ai Academiei Forțelor Aeriene, școlii militare de maestri militari și subofițeri a forțelor aeriene, dar și de militari din cadrul bazelor aeriene. Scopul campaniei a fost acela de a informa pe tinerii liceeni despre oportunitățile și posibilitățile oferite de o carieră militară în cadrul forțelor aeriene române. Profesor, dragi elevi, vă spun bună ziua și permiteți-mi să mă prezint. Sunt comandorul Cristian Manolaichi, șeful serviciului personal din cadrul Stabului Major al Forțelor Aeriene. Am alături de mine o echipă formată din cadre militare din statul major al forțelor aeriene și unitățile subordonate, precum și studenți de la Academia Forțelor Aeriene Arecoandă și instructori și elevi de la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia de la Bobo. Încep prin a vă mulțumi pentru ocazia pe care ne-ați dat-o de a vă prezenta oferta educațională a instituțiilor noastre de învățământ. Considerat mii de ani un vis nerealizabil, zborul i-a pasionat pe oameni din cele mai vechi timpuri, făcându-i pe aceștia să inventeze, să născocească fel de fel de mașinării care să-i ajute să se ridice în aer, să zboare precum păsările. Printre primii în această lume care au zburat, am fost și noi români. Sunt sigur că ați auzit de Vuia Vlaicu Coandă. Traian Vuia în 1906, pe un câmp de lângă Paris, a zburat cu primul avion mai greu decât aerul. A urmat Aurel Vlaicul în 1910 în iunie, pe dealul Cotrocenilor, care a zburat cu un avion construit de el 100% românesc. Tot în 1910, în septembrie, Henri Coandă a zburat cu primul avion cu reacție din lume, care a fost proiectat și construit de el. Ei bine, după cum am povestit, noi românii am fost primii care am fost pasionați și am reușit să zburăm. Stă în puterea noastră să ducem mai departe această tradiție. Dragi elevi, scopul pentru care ne aflăm astăzi în fața dumneavoastră este acela de a vă prezenta oferta educațională a instituțiilor de învățământ din Forțele Aeriene Române și de a vă invita să deveniți studenți la Academia Forțelor Aeriene Arecoandă din Brașov sau elevi ai Școlii Militare de Maiști Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene, Traian Vuia de la Boboc. În continuare, îl invit în fața dumneavoastră pe domnul capitan comandor Bolțătescu Iulian și cei doi elevi studenți la piloți în anul 3 de la Academia Forțelor Aeriene să vă prezinte această prestigioasă instituție de învățământ militar. Sunt capitanul comandor Bolțătescu, capitan comandor de aviație. Eu am terminat mai de mult militar de aviație. Știe cineva unde este Academia Forțelor Aeriene? Brașov. Brașov? Perfect. Am pornit cu dreptul. Da? Brașov. Un oraș, nu cred că trebuie să mai fac eu o prezentare Brașovului, da? Un oraș care vă poate oferi multe pe timpul studenției, în primul rând. Da? Brașov. E în centrul țării, e aproape și de București, parcă, e aproape și de vest, e aproape și de Moldova, e aproape și de dumneavoastră, adică distanțele sunt oarecum egale. E bine la Brașov, să știți. Vis-a-vis de traiul în Academie, nu o să vorbesc eu, nu cred că sunt cel mai indicat să vorbesc despre cum este în Academie, o să vă vorbească tinerii studenți alături de mine. Eu vreau să vă prezint doar puțin oferta educațională a Academiei Forțelor Aeriene. Iulica, scuze-mă, studenții sunt din Călăraș, am uitat să... Era o surpriză când se prezentau unul dintre ei, chiar... Da? Eu doar să vă prezint puțin facultățile și specializările care sunt în cadrul Academiei Forțelor Aeriene. Avem 4 facultăți în cadrul Academiei Forțelor Aeriene. Managementul aviației cu specializare, bineînțeles, aviație piloți, managementul traficului aerian cu control trafic aerian, meteorologie și
și aveți prezentate soluții de stat major. Managementul sistemului de rachete și artileria antiaeriană cu ofițeri de artileria antiaeriană pentru forțele aeriene și pentru forțele terestre și, bineînțeles, managementul sistemelor de supraveghere aeriană cu specializarea de radiolocație și o specializare nouă, sună foarte frumos și e foarte important război electronic. Toate aceste patru facultăți sunt integrate în sistemul de învățământ universitar care este în cadrul forțelor aeriene. Toate sunt la Brașov. Vis-a-vis de numărul de locuri și de ce condiții trebuie îndeplinite, cred că colegii de la Biroul de Informare și Recrutare de la Călăraș sunt cei mai în măsură să vă dea toate detaliile necesare. Eu vreau doar să vă mai spun că anul acesta, din păcate, recrutarea se termină foarte repede. Vreau să vă dau, să vă spun așa, doar o întâmplare. Acum 3 ani de zile eram și eu șef Biroul Informare și Recrutare la un centru militar județean, la un județ în România. După perioada de recrutare a apărut la birou un tânăr care vrea neapărat să acceseze învățământul militar. Din păcate, perioada de recrutare se terminase, chiar dacă el încă nu susținuse nici bacalaureatul, nici nimic. N-am avut ce să-i facem. Din păcate, a așteptat un an de zile și am devenit după aia visul. A fost foarte bine. Eu vreau doar să vă spun ceva foarte important. Prezentarea la Biroul de Informare Recrutare și întocmirea unei fișe de contact în termenul legal, pentru că noi, bineînțeles, suntem militari și avem niște termene, nu înseamnă obligativitatea parcurgerii tuturor pașilor pentru a accesa acel loc în instituția militară de învățământ. Da? Deci prezentarea la Biroul de Informare și Recrutare nu înseamnă obligativitatea parcurgerii celor 3 pași, vorbesc aici de recrutare, selecție și admitere. Dar dacă aveți deja o fișă de contact la Biroul de Informare și Recrutare și vorbesc acum pentru Academia Forțelor Aeriene, care, bineînțeles, la absolvire veți deveni ofițeri, termenul limită pe care noi îl cunoaștem în momentul de față este 15 februarie. Așa că rugămintea mea, aș vrea să vă văd pe toți, începând cu 1 octombrie, la Brașov, să ne întâlnim la Brașov. Rugămintea mea este, dacă cumva după această activitate vi s-ar prinde acolo un beculeț și credeți că poate ar fi o idee bună, ar fi să vă prezentați la Biroul de Informare și Recrutare. Vis-a-vis de viața din Academie, vis-a-vis de visurile celor doi tineri, frumoși aici de față, o să-i las pe ei să se prezintă, nu-i prezint eu, îi las pe ei, sunt ideea noastră de aici, de-ai locului. Așa că haideți să-i puțin să-i motivăm, să-i aplaudăm puțin. Sunt unul dintre voi, mă cunoașteți. Am trenat la Batul Știrului în Călăraș. Sunt student sergent Biță în Academia Forțelor Aeriene. Cum să vă spun, a fost un vis emic copil, adică din general în tot ce am. Chiar vreau să devin aviator. Mă întrebau profesorii și ce vrei tu să faci în viitor. Adică, deci am, vreau să zbor. Vă dați seama că nimeni nu mă credea. Este un lucru foarte dificil. Dar chiar am mers pe această cale și am mers la anul 3 la Academie și eu sunt uimit. Dar chiar a fost un drum dificil, dar satisfacția de la final este de neegală. Mă numesc student sergent Pavel Amin, sunt din Călăraș, dar am făcut liceul la Breaza, la Dinte Cantemir, liceu militar. Pasiunea pentru aviație nu am avut-o de mic, așa cum a făcut colegul meu. A fost mai mult să-mi dovedesc mie că sunt un om sănătos și am făcut vizita medicală. În momentul în care am primit vizita medicală, am primit certificatul pentru piloți, am zis că stai drumul meu și că aștept acolo pe acest drum trebuie să merg. Mi-am dorit să intru la avioane, nu am intrat la avioane, pe capul meu era să intru la elicoptere de forțe navale. Nu știu de mai mult de asta, dar da, erau avioane. Și am ajuns la elicoptere de forțe navale, colegul meu este la acea specializare. Da. Despre viața în Academie, curios pe să le voastre, trebuie adică să ne întrebați. Noi putem să vă spunem că nu este un regim atât de strict cum se aude, cum sunt poveștile
Este mult mai bine să întrebați, să vă răspundem. Colegii noștri, numai o secundă, colegii noștri vor fi afară după ce terminăm activitatea aici. Chiar vă rog frumos să interacționați cu ei. Da? Poate vreți să le puneți și acum, întrebări. Dar, și acum, dacă e o întrebare... Spune-te, rog. Da, am eu întrebare. Cum a fost instrucția militară? Instrucția de o lună și jumătate sau... Da. A fost o experiență de neutrație. Dificilă. Dar e inutil ce a fost treci peste. Pentru mine, venind de liceu militar, a fost mult mai ușoară decât pentru el care a venit. Da, eu am venit civil și mi-a fost mult mai greu. El a fost mult la front de zile. Eram oarecum obișnuit cu... Da. Pentru poști atleti ar fi mai ușor. Nu are legătură. Eu, adică, probele sportive nu sunt atât de dificile. Se poate. Tot pleacă de aici. Dar ce vreau eu să vă mai spun, am omis să vă zic chestia asta. Noi avem o vorbă în Forțele Naționale că putem reuși doar la o echipă. Ei sunt studenți la piloți, da? La specializarea aviației piloți. Să știți că toți cei care vi-am prezentat eu și controlul de trafic și meteorologii și ofițerii de stat major și radiolocatoriștii și rachetiștii și războiul electronic, toți formăm această echipă, fără de care noi nu putem unul fără celălalt. Fără școala militară de maiștri militari sub ofițeri, la fel, fără tehnicii noștri, noi nu putem să le împlinim lor acest vis de a zbura, da? Sunt foarte importante toate specialitățile pentru noi. După cum bine știți, chiar pentru rachete, anul ăsta vom avea un număr ridicat la Academia Forțelor Aeriene de locuri pentru rachete. Cred că toată lumea a zis de sistemul de rachete Patriot, nu? Da? Da. Va intra în exploatare. Avem nevoie de ofițeri pentru Patriot. Vă dați seama. Acești ofițeri vor pleca după ce termină la cursuri în străinătate pentru a se specializa pe Patriot. Este foarte important să încercați să vedeți imaginea de ansamblu a ofițerilor din forțele aeriene, pentru că noi suntem o echipă. Doar împreună putem fi cei mai puternici. Înțelegeți? Repet, vis-a-vis de caracteristici și de detalii, când se desfășoare concursul, toate astea, biroul de informare recrutare pe raza județului pe care sunteți domiciliați. Dacă... Eu sunt convins că aveți multe întrebări și sunt convins că am fost ca voi. Înfrângeți timiditatea când ieșim afară și atunci... Luați-i la puricat pe băieții ăștia doi. Eventual, luați-le și adresele de Facebook. Da? Special. Pe mă referam. Bună ziua, doamnă domnilor, dragi profesori, dragi elevi. Mă numesc Tătrașcu Sorin, sunt locotenent la baza 57 aeriană. Pentru mine, cariera militară a început de mic copil. Am început cu liceul militar la Alba Iulia, apoi am continuat cu Academia Forțelor Aeriene și ulterior am ajuns în baza 57 aeriană din Constanța, localitatea Mihail Cogălnicianu. Ce aș putea să vă spun despre cariera militară? Este o carieră frumoasă, aveți foarte multe oportunități. De exemplu, colegii mei au omis să vă prezinte faptul că pe lângă ramura militară, dumneavoastră puteți să participați la diferite studii sau programe în mediul civil. De exemplu, este programul Erasmus și cei din ramura militară au posibilitatea de a participa la astfel de programe. Și astfel puteți să mergeți în alte țări străine, la alte universități, pentru schimburi de experiență. De asemenea, tot această ramură militară vă oferă posibilitatea să vă plimbați destul de mult, atât prin țară, în diferite unități militare, cât și în afara acesteia, ulterior, la diferite cursuri de specializare. Eu, fiind pilot de elicoptere, pot să vă lămuresc mai mult pe latura aceasta, deci dacă aveți vreo informație pentru mine, vreo întrebare, ceva, vă pot răspunde cu mare plăcere. Cum puteți ajunge aici și care au fost pașii pe care am urmat eu. Bună ziua, numele meu e Locotenent Badea Alexandru Andrei. Sunt
pilot în cadrul bazei 57, fost pilot de avioane, actualul loc pilot de elicoptere în cadrul bazei. Pot să vă spun despre această meserie că la început o să mi se pară foarte, foarte greu, multe informații, dar pe parcurs, odată ce ai motivație, totul se va părea foarte, foarte ușor, să zic așa, prin dimers. În principal, scopul oricărui pilot este să zboare cât mai mult. Eu zic că veți avea parte de zbor foarte, foarte multe, mai ales noi am beneficiat și de un program de a obține o licență de pilot civil. Eu la avioane, colegul meu de aici la elicoptere, ceea ce este un plus de experiență, de a vedea lucrurile și din mediul civil, de a compara și, de ce nu, de a împărtăși lucrurile și celor colegi. Alte întrebări, așa că vă așteptăm, oare de la acolo așa. Un alt mare plus pe care am uitat să-l precizez este faptul că studiile sunt gratuite, deci dumneavoastră puteți beneficia pe banii statului de anumite studii și să obțineți calificările și specializările ulterioare. Și de asemenea, noi suntem piloți aici, dar vrem să vă aducem la cunoștință că sunt și alte specializări în cadrul forțelor aeriene. De exemplu, puteți să urmați o ramură pe meteo sau război electronic, controlori de trafic. Deci nu trebuie să vă limitați doar la piloți, pentru că aveți mult mai multe variante. Și probabil nu toți vă doriți asta. Deci noi așteptăm orice întrebări.